Bună tuturor și bine ați venit pe canalul meu de YouTube la Cafeaua de Sâmbătă. 23 noiembrie este astăzi. Nu pot să nu amintesc subiectul alegerilor care vor fi mâine, primul tur, pentru că este un eveniment foarte important până la urmă pentru noi, deși cred că cu toții suntem oarecum scârbiți de ceea ce se întâmplă. Eu încă sunt în Anglia, după cum se vede, și probabil o să mergem la vot pentru că vreau să îmi exercit acest drept, dar m-am săturat să votez răul cel mai mic, așa cum se întâmplă de atâția ani, de aproape 30 de ani, sau chiar de 30 de ani, câți ani au trecut de la Revoluție? 34 de ani, nu-mi vine să cred, 35 de ani se împlinesc anul acesta. Și suntem, nu spun că nu s-au făcut progrese, dar din punct de vedere politic suntem în același loc, tot batem pasul pe loc și în loc să avem dezbateri politice pe teme de interes național, într-adevăr, pe pârghii economice, pe investiții, pe investitori străini, noi batem pasul pe loc și ne certăm tot pe minciuni și cine a furat mai mult și cine a furat mai puțin. Sunt sătulă până peste cap de lucrurile astea și cred că și voi la fel, dar din nou va trebui să votăm răul cel mai mic pentru că asta este. Am venit din Madeira, 7 zile am stat, după cum v-am spus la ultima cafea pe care am filmat-o acolo, am vrut să văd cum este să postez câte un video în fiecare zi, să faci un vlog zilnic și vă spun că este foarte, foarte greu și nu știu dacă o să fac vreodată vlogmas. Le admir pe persoanele care reușesc să facă acest lucru, să posteze în fiecare zi. Adevărul că trebuie să filmezi o zi, două înainte și să ai vreme să editezi și pe urmă să pui videoul sus pe YouTube, dar este într-adevăr foarte solicitantă munca asta și nu știu dacă o să fac vreodată. Să fac un video tot odată la două zile ar fi altceva, dar în fiecare zi este peste puterile mele. Oricum, văd că vedeți acolo în spate Prada pe care am adus-o din Madeira, sticlele de vin. Vă spun că au un vin, eu care nu sunt o mare băutoare de vin, dar au niște vinuri atât de dulci, cu o concentrație de alcool foarte mare, undeva la 18%, în jur de 18%, și sunt ca un fel de lichioruri, aș putea să le spun. Tare, tare mult mi-au plăcut vinurile de Madeira. Este tot ce am cumpărat de acolo. Astea le-am cumpărat din aeroport pentru că nu aveam altfel cum să le aducem. A fost un fel de clickbait, e adevărat, de data asta, să vă spun ce mi-am cumpărat din Madeira, pentru că lista mea de cumpărături se reduce la două obiecte. De fapt, la unul singur, un ruj, pentru că vinurile le-a cumpărat Cristi. Mi-am cumpărat un ruj de la Kiko. Este un brand de cosmetice pe care eu nu l-am văzut în România. Am mai avut un ruj de la Kiko adus de sora mea din Italia și tare, tare mult mi-a plăcut și textura și modul în care se menținea pe buze. Și am văzut că era acolo un magazin Kiko și mi-am cumpărat un ruj. Când am văzut ce bun este, cu el sunt făcut acum, este un ruj în culoarea, nuanța Smart. Am zis că mă duc să mai cumpăr unul mai roșu, dar n-am mai apucat. Au niște magazine foarte faine în Funchal, în capitala Madeirei, niște mall-uri foarte faine. Am trecut și noi acolo într-o zi, timp de jumătate de oră, dar nu am avut vreme de cumpărături, nu am vrut să pierdem vremea prin magazine, pentru că ați văzut și voi ce peisaje splendide sunt acolo și era păcat să ne risipim timpul în magazine. Așa arată rujul. Chiar nu știu dacă se găsește în România, eu parcă nu am văzut brandul ăsta Kiko, dar îmi place foarte mult. Asta este tot ce mi-am cumpărat din Madeira și Cristi și-a cumpărat o insignă pe care ați văzut-o probabil dacă ați urmărit vlogurile de la mine într-unul dintre ele. Un singur vlog mai am de postat din ultima zi, ultima zi întreagă și plecarea din aeroportul din Madeira. Am filmat câteva cadre de pe aeroport. Încă nu am apucat să editez acel video, dar da, a fost foarte, foarte greu să postez în fiecare zi. După căldura de acolo, ne-am trezit acasă aici cu o vreme, o vijelie de iarnă. Nu îmi vine să cred că am prins așa o vreme în Anglia. De obicei, în perioada asta, sunt în jur de 12-14 grade în timpul zilei.
Acum au fost sub zero, a și nins, a și fost lapoviță, a bătut vântul, o vreme, cum se spune, să nu scoți câinele din casă. Cred că de asta am și răcit, pentru că am trecut brusc de la căldură la rece, dar o să-mi treacă în câteva zile. Nu am avut o formă foarte gravă, am răgușit și mi-a curs nasul. Cristi a fost un pic mai rău decât mine, amândoi am răcit, cred că am luat același virus. Dar da, este cumva vremea asta și în același context al pregătirilor pentru sărbători, pentru Crăciun, că atunci când este frig afară și ninge și vezi că se depune un strat de zăpadă, cumva te duce gândul la Crăciun. Am decorul ăsta aici în spate. Nu-i așa că arată fain sticla asta de vin în care am pus beculețele, o ghirlandă luminoasă, o instalație cu beculețe. Mi se pare că arată așa de simpatic. Și căsuța asta din ceramică, tot acum am cumpărat-o, de acum, înainte să plec în Madeira, de la un magazin de aici, din Coventry, un magazin danez care iarăși am uitat cum se numește. Danezii au niște denumiri așa de greu de pronunțat și așa de complicate. Este o limbă grea, daneza, și când o auzi așa ți se pare că eu cel puțin nu știu când se termină un cuvânt și când începe un altul. Dar legat de cumpărături, ca să spun așa, vreau să vă arăt, cred că ați observat ce colier frumos cu perluțe am la gât. Este de la Hey Happiness, am o altă colaborare cu ei, eu tot timpul am colaborare cu Hey Happiness, după cum v-am obișnuit. Și pe lângă faptul că îmi plac bijuteriile lor, îmi place tot ce fac, pentru fiecare produs pe care acest brand îl vinde, plantează un copac. Deci cumva se preocupă și de mediul înconjurător, au și intențiile astea foarte bune, îndreptate către ecologie și către sănătatea pământului, ceea ce este un lucru îmbucurător. Au o campanie care se numește Black November and Christmas, adică nu e Black Friday, că e Black November, toată luna noiembrie. Campania este valabilă începând de acum până la data de 31 decembrie și cu codul IOANA13, pe care îl afișez acum pe ecran, dar o să vă las toate amănuntele și în descrierea videoclipului. Aveți o reducere de 13% dacă faceți cumpărături peste 34 de euro și primiți și un cadou gratuit. Dacă faceți cumpărături peste 44 de euro, tot folosind codul meu IOANA13, aveți reducere 13%, dar primiți două cadouri gratuite, iar dacă faceți cumpărături peste 74 de euro, 13% reducere și 3 cadouri gratuite. Să vă arăt ce mi-am ales eu de data asta, în afară de colierul ăsta care mi se pare adorabil, un colier cu perle. Ador perlele, de fapt, cred că ați observat lucrul ăsta, pentru că tot timpul port perle. Așa vin pachetele în cutiuțele astea de carton, foarte frumos ambalate și înăuntru au hârtia asta de mătase. Deci este o adevărată experiență și să desfaci pachetul de la ei. Și bijuteriile vin în aceste cutiuțe. Deci în afară de colierul ăsta mi-am luat niște cercei simpli, perle simple. Știți că eu am avut cercei din ăștia și mi s-a dezlipit o perluță. Din fericire am găsit-o și trebuie să o lipesc. Și aceia erau din argint și ăștia sunt din argint. Dar am zis să am o pereche de rezervă. Nimic nu mi se pare că luminează fața mai tare decât niște cercei simpli din perle. Ăștia acum nu mi-am pus perle, să nu fie prea mult, să fie și la gât și în urechi. Tot de la Hey Happiness sunt și ăștia, dar luați mai de demult. Așa că o pereche de cercei din perlă, o perlă simplă, mi se pare că este eleganța supremă. Eu v-am mai spus că am avut o profesoară în liceu, Clara Zug a chemat-o inițial când am prins-o noi, pe urmă a divorțat, o chema Clara Texe, pe urmă s-a căsătorit cu un coleg de-al ei, profesor, și-au chemat Clara Ionescu, așa o chemă și în ziua de astăzi, și tot timpul avea cerceluș și perlă, o iubeam, o admiram și de atunci am zis că... De atunci mi-a rămas în minte criteriul ăsta al eleganței, niște cerceluși în formă de perlă, dar desigur și colierele din perle. Uite ce frumos este și ăsta. Sunt niște perle care nu sunt de formă regulată, au o formă neregulată, ovale oarecum, și arată foarte bine la gât, la o rochiță sau chiar la o ținută sport, imediat aduce așa o notă de feminitate.
Deci mi-am luat ăsta, perlele astea cercei și un ineluș. Acesta este și strălucește atât de frumos în lumina becurilor. Îmi place foarte, foarte mult și mi se pare că și face așa cumva mâna, degetele să pară așa mai lungi și da. Astea 4 mi le-am luat. O să vă las toate detaliile în descrierea videoclipului. Eu zic că dacă vreți să vă faceți un cadou cu ocazia Crăciunului, este momentul potrivit, pentru că primiți niște cadouri gratuite și tot ce este pe site, mie cel puțin, tot îmi place, tot mi se pare că mi se potrivește, de fapt mie îmi plac tare mult bijuteriile. În Anglia și în Germania, de unde este site-ul ăsta, încă nu a fost Black Friday, de asta au campania asta. În Anglia și de fapt în toată Europa, Black Friday va fi în ultima vineri din lună, adică pe data de 29 noiembrie. Am înțeles că în România deja s-a terminat cu Black Friday. Sau continuă. La noi este un Black Friday continuu. Chiar râdeam la un moment dat când erau tot felul de campanii pe la Altex Soare cu Black Friday de primăvară și Black Friday de vară și așa mai departe. Deci cumva s-a diluat noțiunea asta de Black Friday, dar eu aștept cu nerăbdare să văd ce reduceri o să fie aici. Am câteva chestii pe wishlist, pe lista mea de dorințe pe care vreau neapărat să le bifez, dacă o să fie reduceri substanțiale, pentru că mi-am notat prețurile. Să știți că și aici se întâmplă, la fel ca în România, să fie comercianți șmecherași care să ridice prețul înainte de Black Friday și pe urmă să îl scadă, astfel încât să ai impresia că, vai de mine ce reducere a fost, dar eu mi-am notat prețurile a ceea ce vreau să îmi cumpăr, așa că o să-i prind cu o caua mică dacă va fi cazul. Când am ajuns în Anglia în urmă cu o lună și un pic, de vreo 6 săptămâni, mi-am propus să fac niște videouri în care să vă arăt niște rețete la air fryer, cum încerc eu air fryer-ul și cum încep să mă obișnuiesc cu el, dar uită că nu am apucat, tot timpul am avut altceva de făcut, am fost și plecată. Folosesc în continuare air fryer-ul, încă nu pot să spun că sunt o specialistă, dar tot am încercat una alta și nu mi-au ieșit chiar toate. Uite, de exemplu, într-o zi am făcut somon la air fryer și mi-a ieșit perfect. Și într-o altă zi am cumpărat un alt pește, tot congelat, dar nu mai știu ce pește era. Codoare sau ton. În sfârșit, un pește mai ieftin decât somonul și nu mi-a ieșit bine. Nu s-a prăjit. A curs așa foarte mult lichid din el. Poate era prea plin de apă sau nu știu ce să spun, dar nu mi-a plăcut. Data viitoare o să-l pun pe grătar așa ridicat și mai încerc o dată să văd cum iese. Ce mi-a ieșit în schimb foarte bine, tot am văzut în videouri pe YouTube, în shorturi pe YouTube, niște sandwich-uri făcute, sandwich-uri, niște tartine. Sandwich-ul de fapt înseamnă două felii de pâine cu ceva între ele și lipită, ăla este sandwich. Tartina este când pui compoziția aceea doar pe o parte. Deci am văzut niște tartine făcute la air fryer, cu brânză, cu ou, cu cașcaval, cu mezeluri, cu tot felul. Și mă tot gândeam eu cum nu se întărește foarte tare pâinea aia, cum nu devine prea crocantă, prea uscată dacă o lași în air fryer atâta timp, adică 3-4 minute cât durează până se topește brânza de deasupra. Și am încercat să fac și eu, am uns pâinea cu unt și deasupra am pus brânză și ce am mai pus, ceva mezeluri am pus, dar am uns un pic pâinea cu unt. Și a ieșit un sandwich, o tartină extraordinar de bună, nu s-a întărit deloc, nici nu a fost prea crocantă, nu a fost nici prea moale, tare mult mi-a plăcut. Dar o să încerc să fac mai multe mâncăruri, mai multe rețete și să împărtășesc experiența mea cu voi. De pe Amazon am cumpărat air fryer-ul și am mai făcut o comandă, chiar trebuie să merg după comanda astăzi, un raft pentru organizare, vreau să aranjez un pic altfel lucrurile în bufet aici. Sunt un pic maniacă din punctul ăsta de vedere și vreau ca în bucătărie cel puțin să fie toate aranjate și toate puse la locul lor, ceea ce un pic este mai greu când sunt cu Cristi, pentru că dacă suntem doi oameni, știți cum e. Unul pune un lucru într-o parte, celălalt îl mută, dar niște rafturi, niște inserturi între rafturi. Am mai avut și de la Ikea, de fapt am și de la Ikea, dar nu mi s-a potrivit mărimea de la Ikea, sunt prea... Pentru locul pe care îl aveam eu era prea, nu mai știu dacă era prea mare sau prea mic, în sfârșit nu mi se potrivea și am comandat ceva de pe Amazon, așa că sunt tare curioasă să văd noua mea achiziție. O să vă arăt săptămâna viitoare cum am aranjat bufetul din bucătărie.
Vin de atâția ani în Anglia și în afară de grăsimea de gâscă cu care fac niște cartofi copți extraordinar de buni, nu aș putea să spun că am găsit ceva despre care să nu fi auzit niciodată și pe care să nu îl fi folosit niciodată până acum. Și chiar sunt curioasă, voi cei care stați aici sau care stați în alte țări ale Europei, dacă știați până acum ce este aia picalili. Am găsit borcanul ăsta în magazinul acela danez de care vă spuneam, de aici din Coventry, și citind eticheta am văzut că este o bază pentru sosul remulad, adică așa scrie pe etichetă că se amestecă o cantitate egală de compoziție din asta, de picalili, cu o cantitate de maioneză, deci o lingură de picalili și o lingură de maioneză și iese un sos extraordinar de bun. Și zic, mă, o fi ceva invenție daneză, dar după ce... Trebuie să fac un pic de pauză că am răgușit. Deci simt că mă deranjează un pic gâtul. Dar numai despre picalili o să vă mai zic. După ce am văzut acest picalili în magazinul danez, am văzut și în alte supermarketuri, că mi-a sărit în ochi. Am văzut și în Sainsbury's și în Tesco și în toate supermarketurile astea mari, chiar și în Asda. Parcă așa se numește supermarketul ăla mai ieftin, care nu este în România. Picalili peste tot. Ce este, după cum scrie aici pe etichetă, este o bază din murături măcinate, care conține 62% legumele astea murate, adică conopidă, castravete, ceapă, morcov și leek. Leek cred că e praz, oare? Nu știu exact ce înseamnă leek, dar cred că praz. Deci 62% sunt aceste murături și 38% este un sos de muștar, deci practic un muștar. Atât de mult îmi place chestia asta, sunt atât de încântată. Și acum cu airfryerul, de când îl avem, tot fac aripioare la airfryer, aripioare de-astea congelate pe care numai le bag acolo și le prăjim. Și cu sosul ăsta este ceva foarte, foarte bun, dar și cu pește merge foarte bine. Așa că dacă știți ce este ăla picalili și dacă credeți că l-ați văzut undeva și în România, să-mi spuneți, pentru că sunt super mega încântată de noua mea descoperire. Cred că o să închei aici, pentru că mă cam lasă vocea, deși vedeți că sunt nevorbită și aș vorbi într-una. În vlogurile din Madeira n-am vorbit chiar așa de mult ca la cafeaua de sâmbătă, dar o să mă opresc aici. Eu vă mulțumesc tuturor pentru vizionare. Să nu uitați de comanda la Hey Happiness dacă vreți să vă faceți un cadou frumos de sărbători, pentru că este o reducere foarte bună și faptul că vin cadourile gratuite este ceva foarte fain. Așadar, vă mulțumesc pentru vizionare. Dacă mă urmăriți și pe Instagram, pe contul ioanaspune.ro, m-aș bucura foarte tare. M-aș bucura și mai tare dacă v-ați abonat la canalul meu de YouTube. Și până data viitoare, să auzim numai de bine!